Am revenit, dragi prieteni, pentru repriza secundă dintre formațiile Globus Chișinău și CSK Jușna. Am să trec rapid peste componențele celor două formații. Cojușna în poartă cu Dumitru Celeadnic, jucător de câmp, Dumitru Romaniuc, Andrei Ierhan, Vecislav Iachim, Ghenadie Rusu, Eugen Celeadnic, Mihai Mustea, capitanul formației, Sergiu Donică, Vitalie Bucșan, Alexei Certan, antrenorul jucător al formației, Valeriu Bulat, Alexandru Olenic, Radu Lazar și Vasile Mihalcean sunt jucătorii formației din Cojușna. De partea cealaltă, Globus Chișinău, are în lot următorii jucători în poartă: Ruslan Istrati, jucător de câmp, Valeriu Mariușevski, Dumitru Anghelici, Alexei Ždanov, Maxim Levitski, Marin Stan, Rodrigo Bostan, Mihai Căpățână, Lilian Bulicanu, Daniel Adam, Sergiu Nicolaiciuc, Dumitru Turcu, Andreian Caraman, Marin Andoni și Aurel Andoni. Antrenor este Victor Costin. A început între timp prima repriză. Globus în atac, pune corpul acolo jucătorul celor de la Cojușna. Doi la doi, vedem. Daniel Adam deschidea scorul pentru Globus. Alexei Certan egala, după care Nicolaiciuc o trecea în avantaj pe formația sa, iar Eugen Celeadnic marca golul care restabilea egalitatea. 2 la 2 și vedem două mici în teren și gol! Globus! Cred că intenționat au aruncat jucătorii mingea pe teren. Daniel Adam reușește dubla în minutul 27. Felicitat de Victor Costin. Daniel Adam, jucătorul naționalei Under 21 de futsal. Încearcă un șut acolo Celeadnic. Mingea a fost deviată și va fi corner pentru Cojușna. Centrează Lazar către nimeni. Respinge Caraman. Mustea. Scapă mingea acolo Lazar. Și aruncă Adam rapid din marginea terenului. Istrati acum. Out pentru Cojușna. Reține mingea Istrati. Și iese Celeadnic, destul de periculos. Lazar în spate la Celeadnic. Bună pasa lui Dumitru Celeadnic. Bravo, Liz! Va fi out pentru cei de la Cojușna. Prea tare pasa lui Eugen Celeadnic. Nicolaiciu caută un coechiper acum. Îl găsește pe Istrati în spate liber. Respinge Istrati în out. Nu se complică. Era presat de un adversar. Bravo, bravo, bravo!
Au de poartă pentru Cojușna. Nicolaiciuc recuperează. Nu i-a reușit însă pasa către Adam. Globus Chișinău este pe prima poziție în clasament din seria națională la mini-fotbal. De partea cealaltă, Cojușna este pe poziția a șaptea, cu 7 puncte la activ. Lex Garant este echipa de pe poziția secundă din campionat. Formație care va juca în meciul de la ora 11 cu Viking. Un șut acum al lui Mustea pe lângă poarta lui Strati. Adam. Deposedat. Un contraatac, pasă și ratează șutul. Bucșan. Se dă fault la Adam. Haide, Globus! Bravo, bravo, gata, veni. Out pentru Globus. Nu da înapoi. Și cât de aproape a fost Daniel de Adam de Amar. Nu, este numărul 3, Ghenadie, numărul 3, Dumitru Anghelici. De fapt, sunt încurcate numele de pe tricourile celor de la Globus. Mulți jucători nu au numerele corespunzătoare pe tricouri. Turcu basează în spate cu Istrati. Bravo, Rulea! Așa! L-ai avut! Gata, 1-0! Foul. Foultat Lazar. Și o lovitură liberă destul de periculoasă. Are un șut puternic Eugen Celiadnic. Vedem pe Anghelici în zid, un șut, respinge Istrati. Un nou șut pe lângă poartă însă de această dată. Vine și trage la gheaie, mic. Este faultat Dumitru Turcu. Protestează Celiadnic. Nu are pentru ce, a fost fault clar acolo. Între timp, Globus în atac.
Celiadnic. Deposedat, dar mingea se întoarce la coechiperii săi. Scapă mingea în aut, Turcu. Un șut al lui Dumitru Celiadnic. E posedat acolo un jucător al celor de la Globus, de la Joker, de la Cojușna, pardon. Se dă fault și cred că vede cartonașul galben în acest moment, jucătorul formației Cojușna. Ezită însă să-l arate arbitrul acestei întâlniri. Trei la doi, Globus o conduce pe Cojușna în acest moment. Un gol marcat de Sergiu Nicolaiciuc și o dublă a lui Adam fac ca Globus să fie în avantaj pe tabelă. De partea cealaltă, Alexei Certan și Eugen Celiadnic sunt jucătorii care au marcat pentru formația din Cojușna. Bravo, bravo, Andruca, bravo! Nicolaiciuc. Bravo, Sergiu, bravo! Și din nou, două mingi pe teren. Iese și dă mingi afară Celiadnic. Un atac al lui Cojușna. Preia incorrect balonul însă Celiadnic. Foarte bine se descurcă șut și cât de aproape a fost de a înscrie aici numărul 9, Lilian Bulicanu. Acum în imagine. Pasează în spate Adam. Multe mingi trec pe la Istrati. O singură înfrângere a suferit Globus în campionat în fața formației Rompetrol. Patru la unu s-a terminat acel meci. De partea cealaltă, cei de la Cojușna au patru înfrângeri, două victorii și un egal. Lovitură liberă destul de periculoasă, din nou șutează în zid Celiadnic. Mingea lovește pe Sergiu Nicolaiciuc. Și a fost mâna. Anghelici a atins balonul cu mâna. Din nou Celiadnic se pregătește să execute. Dar se numără 5 metri. Șutează Celiadnic din nou în zid. Un nou șut. Se întoarce și aproape să piardă acest balon Dumitru Turcu. Lazar în spate, în stânga, și un șut pe lângă poarta lui Stati. Respinge
în afara terenului. Istrati direct în brațele lui Celiadnic. Adam acum deposedat de Lazar. Lazar nu preia corect această minge. Bravo, druga! Pasă bună până la Adam, un șut cu stângul lui Adam. Se opune Dumitru Celiadnic. Ce picior stâng are acest Daniel Adam și scapă Lazar mingea în afara terenului. Repune repede Turcu până la Angelici, se întoarce Angelici. Foarte bine, Nicolae Ciuc s-a întors acolo între doi adversari. Și șut pe lângă poarta lui Istrati a trimis Eugen Celiadnic. Mai puțin de 9 minute din acest meci. Globus o conduce pe Cojușna cu 3-2. Bravo, bravo, Cara. O încercare de pas a lui Caraman nereușită și va fi out, aruncă Nicolae Ciuc până la Adam, un șut pe lângă poartă și din nou sunt două mingi pe teren. Bravo, bravo. Așa. Turcu aruncă spre Adam, Lazar însă intervine. Lazar din nou pasează cu Celiadnic. Celiadnic, bună intenția jucătorului formației Cojușna și cred că va fi lovitură de colț. Tania! O luptă bărbătească acolo și destul de periculos acest șut. Lazar va executa această lovitură de colț și destul de periculoasă lovitura de cap. Mustea cred că a fost cel care a trimis deasupra porții. Mingea a fost atinsă, ștearsă cu vârful degetelor de Istrati și va fi din nou corner pentru Cojușna. Și este gol Globus. Marchează Lilian Bulican în minutul 44, numărul 9 al formației Globus. Patru la doi în acest moment. Se complică un pic lucrurile pentru Cojușna. Au de recuperat două goluri în acest moment. Și un nou șut, același Bulicanu a trimis pe poarta lui Celiadnic. Peste de data aceasta. Lazar aproape să greșească. Celiadnic șutează și va fi din nou corner pentru Cojușna.
Certan intrează până la Lazar, pierde această minge. Nicolae Ciuc și el deposedat. Nicolae Ciuc intervine și va fi out. Mai puțin de 5 minute din acest meci. Globus o conduce pe Cojușna cu 4-2. A încercat Celeadnic un șut spre poartă. Trece bine și se opune Vitalie Bucșan. De fapt, Certan a fost cel care a intervenit la o încercare de șut a lui Marușevski. Celeadnic pasează până la Eugen Celeadnic. Resping din apărare. Fundașii celor de la Globus. Și un nou atac. Șut în adversari. Aruncă departe. Adam deposedat acolo de Mustea. Turcu pasează în dreapta. Din nou Turcu. O încercare de pas către Adam. Intervine însă Lazar și greșește și acesta pasa va fi corner pentru Globus. Lazar prea greu la această fază. Bravo! Pasă și... Bravo, bravo! Adam deposedat de Lazar. Trebuie să fie atent Celeadnic. Nicolae Ciuc trimite spre poartă. A avut noroc aici portarul formației Cojușna, că Nicolae Ciuc nu a nimerit poarta. Mai puțin de 2 minute. Celeadnic acum lângă minge. Și reține Istrati. Pornesc pe contraatac și un șut acum va fi. Nu, șutează gol! Sergiu Nicolae Ciuc face 5-2 în minutul 49. Reușește dubla. Își trece o dublă și Sergiu Nicolae Ciuc în cont. După ce a reușit acest lucru celălalt jucător de la Globus, Daniel Adam. 5-2 și mai puțin de un minut a rămas din acest meci. Nu cred că mai pot scăpa din mâini victoria liderii clasamentului. Istrati iese și pasează bine către Turcu. Un șut destul de periculos al lui Bucșan. Așa,
De parcă Cojușna este echipa care învinge în acest moment și ar merita cartonașul galben. Jucătorul Cojușnei în acest moment a pus intenționat mâna acolo. Un nou atac, Turcu direct în Celeadnic, Lază, calcă pe minge și se aude fluierul final al acestei partide. Cojușna pierde cu 2-5 în fața lui Globus. O dublă a lui Daniel Aldam, o dublă a lui Sergiu Nicolaiciuc și un gol marcat de Lilian Bulicanu o fac pe Globus victorioasă. De partea cealaltă, pentru Cojușna, au marcat Alexei Certan și Eugen Celeadnic. 5-2, dragi prieteni, se termină cel de-al doilea meci. Globus adună 25 de puncte datorită acestei victorii. Rămâneți aproape de Moldova Sport, fiindcă în câteva minute va începe și ultimul meci din această zi. Din păcate, meciul de la veterani se amână din cauza că o echipă nu a putut să ajungă la stadion. Rămâneți aproape de Moldova Sport, pentru că doar în câteva minute va începe și cel de-al treilea meci din seria națională.